Bun găsit, dragii mei! Avem lună plină în Capricorn. Un moment magic, un moment despre care voi discuta în acest clip. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături, vă mulțumesc și mă înclin în fața voastră, mă onorează că sunteți în număr atât de mare și mă onorează foarte mult că am primit data trecută multe, multe, multe fotografii cu ritualurile pe care voi le-ați făcut, ritualuri pe care eu le postez aici de ceva ani, 2-3 ani sunt, bine, așa cum v-am spus data trecută, canalul face 4 ani, canalul acesta de YouTube în care sunt prezent în fiecare zi. Iar partea cu ritualurile a venit din dorința mea de a ajuta pe oamenii să își îmbunătățească viața și de vreo 2 ani și ceva nu există lună în care să nu pun aici aceste ritualuri. Chiar ați văzut cei care mă urmăriți că data trecută eram plecată, dar nu m-am lăsat și am postat ritualuri și părerea mea despre luna nouă care a fost. Iată că acum avem o lună plină, o lună plină care se formează pe axa RAC-Capricorn, adică soarele în RAC este în opoziție cu luna în Capricorn. Un moment intens, un moment emoțional, un moment, să spunem așa, care se referă la echilibru între partea de Capricorn, între echilibru pe care avem nevoie să-l aducem pe această axă RAC-Capricorn. Sau Capricorn-RAC, dar este cumva corect RAC-Capricorn pentru că este luna plină a RAC-ului, luna plină în Capricorn. Această lună plină se formează pe data de 13 iulie 2022 la ora 21:37 de minute, ora României. Fiecare în funcție de locul în care vă aflați, calculați și voi la ce oră se întâmplă pentru voi, uneori mai repede, alteori mai târziu. Mai depinde unde sunteți, că dacă sunteți în America, pentru voi poate să fie chiar pe data de 14. Această lună plină se formează pentru noi aici, pentru cei care aveți, pentru cei din România, pe casa a 12-a. Acum depinde care pe unde sunteți, putem să avem oricum mici diferențe, adică dacă ascendentul va fi altul, pentru voi poate să fie ușor diferit. Ideea este în felul următor. Această lună plină este foarte vizibilă, este o super lună plină, este o super lună. Se observă foarte, foarte mare, avem senzația că este mult mai aproape de Pământ. Este pur și simplu o percepție de a noastră de aici pe Pământ, pentru că este a doua lună așa foarte, foarte mare, vizibilă, pare mult mai mare decât poate ni s-au părut celelalte. Așa se numește super lună, super lună plină. Este o energie care acționează așa precum un magnet. Este o energie puternică, este o energie amestecată cu foarte multe elemente, o energie care ne ajută să ne îndeplinim poate anumite scopuri, anumite obiective, anumite liste, pentru că acest Capricorn țintește către ceva. Și o energie care ne ajută totodată să onorăm strămoșii noștri și să ne eliberăm totodată de lucrurile care poate nu ne mai sunt neapărat folositoare. Această lună plină se mai numește, poate și numele de lună plină de căpșună, ceva de genul ăsta, pentru că asta este numele ei, Strawberry Full Moon. Este magică, de altfel ca toate lunile pline și sper să folosiți această energie pentru a vă transforma, pentru că mie îmi place să spun că această lună plină cu adevărat poate să ne transforme. O super lună, Strawberry Moon, este indicat să priviți în interiorul vostru pentru că fix asta face, vine și iluminează ca noi să privim în interiorul nostru, să echilibrăm această axă RAC-Capricorn, să manifestăm, să recoltăm ce am plantat în urmă cu 6 luni, să eliberăm ceea ce nu ne servește
și să ne bifăm acele obiective. Este o lună plină pe care o veți resimți foarte puternic. Este o lună plină mare și strălucitoare. Este important să îmbrățișați această magie, chiar dacă poate să fiți sceptici. Tot veți simți, oricât de sceptici veți fi, o veți simți, pentru că pur și simplu vă îndeamnă să luați decizii această lună plină, pentru că este într-un semn practic, material, așa cum este Capricornul, un semn muncitor, hotărât, vă îndeamnă să avansați spre cel mai înalt vârf, să fiți independenți și pur și simplu să luați decizii, să vă puneți un obiectiv și să mergeți, să luați din această lună plină energie, combustibil, da? Această lună plină să vă fie combustibil pentru a vă bifa obiectivele, pentru a vă elibera fricile, dar și pentru a vă bifa obiectivele. O energie extraordinară, o oportunitate pentru a scoate la suprafață ceva, o oportunitate pentru a înțelege anumite lucruri, pentru motivație, o oportunitate de care sper să profitați, pentru că puteți să renunțați la lucrurile care nu vă mai aduc bucurie, la obiceiuri proaste, la oameni negativi, la lucrurile care nu vă sunt potrivite, mai ales pe zona profesională, dar și pe partea de familie. Desigur că vom avea și un scurt ritual, va fi ceva foarte simplu, foarte drăguț, dar vreau să vă spun câteva cuvinte despre această lună plină, care super lună, lună plină, care vine cumva ca un ajutor pentru evoluția noastră. Luna plină este un moment pentru transformare, dar să știți că nu o să vă transformați în vârcolaci, așa cum vă mai spun eu, că la lună plină ies vârcolacii. Nu o să vă transformați în vârcolaci și pur și simplu schimbările pot fi intense, pentru că Pluto este foarte implicat în această lună plină, este într-o conjuncție cu Luna, ambele fiind în Capricorn, și vă veți transforma, dar nu în vârcolaș sau vampir sau în altceva, în lupi care urlă la lună, că știți că la lună plină ies vârcolacii. Nu vă veți transforma în vârcolaci, ci aveți puterea de transformare, de schimbare, aveți puterea să, sau există posibilitatea să folosiți această magie a lunii pline pentru a deveni cea mai bună variantă voastră. Pentru că despre asta este Capricornul. Despre a deveni cea mai bună variantă, a bifa obiectivele, a ajunge într-un vârf de munte și de acolo, după ce ai ajuns pe cea mai înaltă creastă, să-ți propui să mergi pe altă creastă. Această lună plină formează câteva aspecte interesante despre care voi discuta și eu. În primul rând, această conjuncție care aduce și mai multă intensitate și ne dă acel sentiment de a explora în interiorul nostru, de a rezolva anumite mistere. Și care e misterul? De fapt, ce vreau să fac cu adevărat? Către ce țintesc eu? Care sunt obiectivele mele? Care sunt scopurile mele? Iar această lună plină în combinație cu Pluto, acolo în conjuncție, păi poate că vom aborda un pic diferit lucrurile din viața noastră, poate că acest Pluto fix lângă Lună vine cumva să ne transforme, să ne dea acel click, să ne apese pe un buton care să ne transforme, să ne apese pe acel lucru care să ne stimuleze sau mă rog să ne stimuleze și de ce nu uneori să ne și oblige, să ne dea așa un impuls. Este un aspect foarte important care anunță putere, care anunță schimbare, care anunță cumva că este momentul să transformăm toate emoțiile noastre puternice. Ne invită la schimbare, ne invită să facem poate lucrurile un pic diferit. Acest lucru nu o să se mai întâmple prea curând, pentru că luna plină în Capricorn
O să mai fie la anul. Așadar, trebuie să profitați un pic de această lună plină care vine la pachet cu Pluto, care vine cumva și ne îndeamnă să privim cu alți ochi, să ne accesăm puterea și să eliberăm așa un pic, poate chiar și lucrurile care ne îndepărtează de asumarea puterii noastre, pentru că este foarte important să vă și asumați cine sunteți. Da? Dacă nu ne asumăm cine suntem, normal că nu o să ajungem să fim ce suntem cu adevărat, pentru că e vorba și de asumare. Această planetă Pluto, aproape de lună plină, poate să fie o oportunitate ca noi să renunțăm la poate obiceiuri nesănătoase, lucruri negative, să ne transformăm, să privim un pic diferit și de ce nu încurajează să privim poate și părțile care nu ne plac ca fiind un lucru bun. Este o lună plină care pur și simplu ne îndeamnă să luăm măsuri. Este un moment să vizualizăm dorințele noastre, să ne schimbăm viața, să creăm miracole în viața noastră, să fim atenți la intențiile noastre. Practic, conjuncția asta cu Pluto chiar de fapt și de drept te face cumva să te uiți în interiorul tău și să-ți dai seama exact ce vrei tu, cine ești tu, care e puterea ta și să o folosești pentru a-ți atinge cel mai înalt potențial. Luna plină din Capricorn, din 13 iulie, ne responsabilizează, poate să aducă și multe satisfacții, dar și responsabilizează pentru a profita la maxim de această energie. Este foarte important să fiți responsabili, să fiți determinați și să fiți asumați. De asemenea, este foarte important să vă fiți un pic atenți la intuiția voastră, pentru că ea este la cote maxime și poate că nu ar strica să faceți așa cumva ceva eliberări, să și eliberați, pentru că este foarte important să tăiem atașamentele și să ne eliberăm, să ne bucurăm de această energie magică care ne poate ajuta să ne schimbăm viața. Foarte, foarte important lucrul acesta. O lună plină intensă, o lună plină magică, o lună plină care pur și simplu poate să vă facă să priviți un pic lucrurile diferit. Ne alimentează către transformare, ne alimentează să privim un pic imaginea de ansamblu, ne alimentează să ne evaluăm progresul, pentru că Capricornul își evaluează progresul, și totodată să fim eficienți, productivi, să ne observăm punctele forte, să ne observăm și punctele slabe pentru a le elibera, punctele forte pentru a le întări și a ne înțelege cumva misiunea, a ne înțelege cumva misiunea. Concentrați-vă pe soluții, concentrați-vă pe lucrurile bune din viața voastră, concentrați-vă să vă cunoașteți și să vă înțelegeți un pic mai bine. Această lună plină vine într-o opoziție și cu Mercur. Mercur se află în Rac. Aveți o memorie mult mai bună acum, odată cu acest Mercur în Rac. Este important să vă gândiți sau să abordați, sau oricum veți aborda, subiecte legate de familie, pentru că Racul reprezintă familia. Veți aborda cu mare deschidere subiecte care au legătură cu familia. Poate chiar veți înțelege un pic diferit lucrurile, sau mă rog, nu neapărat diferit, dar le veți înțelege. Veți înțelege de ce se întâmplă anumite lucruri, veți înțelege poate ce aveți de făcut, de ce se întâmplă într-un fel. Această opoziție poate să vă spună foarte multe lucruri, că să ne spună tuturor multe lucruri. Mercurul în Rac este cumva ca un ajutor, mai ales în acest moment.
este în mers direct. Dacă era retrograd, poate că mă aducea niște lucruri acolo din spate. Partea asta ne ajută. Ne pune ca într-o conversație cu... Ne activează cumva o conversație pe care o avem, pentru că vine să ne facă să înțelegem. Da? Mercurul ne deschide. Chiar dacă poate să fie un conflict între gândirea noastră rațională și gândirea intuitivă, luna plină de fapt înseamnă echilibru între soare și lună. Și Mercur fiind aici în opoziție cu această lună plină, vine și spune, ia echilibrează tu modul în care gândești între gândirea rațională și partea de emoție, de simțire, de intuiție sau de sentiment intuitiv. Și a spune că ne este de mare ajutor, chiar dacă este într-o opoziție, pentru că mintea de multe ori spune ceva, sufletul spune altceva, dar dacă noi am ști să facem echilibru între aceste două, poate că percepțiile noastre ar fi diferite. Am elibera anxietatea, sentimentele fluctuante, am elibera fricile, indecizia, judecata sau, mă rog, confuzia și poate că lucrurile ar sta un pic diferit. Chiar dacă este o opoziție și poate că mulți ar spune că, domne, opoziția asta poate să creeze tensiune, conflict în comunicare, ele, desigur că pot fi și acestea pentru că este un Mercur în opoziție cu luna plină. Logic că e posibil, dar dacă tu știi, mă, stai așa că poate sunt temperamental, vulcanic. Ia să văd eu, ia să fac eu un echilibru între ce simt și ce gândesc și ce spun. Pentru că eu aș spune că putem să folosim într-un mod pozitiv această opoziție. Din punctul meu de vedere, opoziția nu este neapărat un aspect de conflict, pentru că în astrologie sunt aceste aspecte care se formează, iar aspectul de opoziție poate să fie considerat, unii îl consideră neutru sau poate fi considerat un pic în tensiune, pentru că planetele sunt față în față. Dar eu aș spune că fiind față în față, ești într-un dans. A, că uneori te mai dai cap în cap și te mai calci pe picioare, te dai așa. Da, da, până descoperi ritmul, până mai înveți și ceva, când ești față în față. Cred că este mai mult vorba despre a echilibra. Nu consider, asta e perspectiva mea. Da, desigur că pot fi conflicte în abordarea unor teme legate de familie sau legate de carieră, pentru că practic această axă Capricorn-Rac dorește ca noi să echilibrăm familia și zona de carieră, să fim într-un fel în echilibru. Iar acest Mercur care este legat de comunicare pot fi neînțelegeri pe această zonă. Uranus vine într-un aspect bun cu luna plină, vine într-un trigon, acesta este un aspect bun. Practic puteți să găsiți variante originale pentru a gestiona absolut tot ce se întâmplă, pentru a gestiona conflictele. Poate să fie chiar un sentiment că v-ați găsit o motivație, că v-ați găsit o direcție, că implementați progresul. Acest trigon pe care luna plină îl formează cu Uranus poate să aducă, știți că Uranus este planeta schimbărilor, șocurilor, poate să aducă oportunități neașteptate, schimbări care să vă surprindă, dar care să fie pozitive, o intuiție sporită, o încredere de a încerca lucruri noi și de a face lucruri noi, de a folosi combustibilul pe care luna plină în Capricorn îl oferă. Pentru ca voi, deci luna plină vine cu această energie magică intensă, o folosim, preluăm această energie ca și cum o punem într-o canistră și folosim ca un, nu știu ce vreți voi, combustibil, o pun acolo și o folosesc pe unde? Pentru am bifa următorul obiectiv, pentru a mă transforma, pentru a-mi înțelege abilitățile, pentru a ajunge la anumite realizări, pentru a-mi găsi o direcție. Creativitate, curiozitate, inovație, dezvoltare, inițiere pentru schimbări. A spune cumva că unii vor vedea diferit, pe alții vor fi, poate că alții vor fi stimulați de această energie, poate chiar să implementeze progresul, să aibă o gândire progresistă sau care să aducă noul în față.
Ideea este că puteți să rezolvați foarte multe lucruri. Este un aspect interesant și puternic pe care îl formează această lună plină cu Uranusul. Poate chiar să apară informații noi, să aflați o mulțime de lucruri noi, să rezolvați lucrurile dintr-un alt punct de vedere sau altfel. Această energie poate chiar să vă ajute să creșteți spiritual, să faceți lucrurile diferit, să evoluați. Am spune așa că ar fi această opoziție cu Mercur, conjuncția cu Pluto și trigonul cu Uranus. Acestea sunt foarte, foarte intense, adică sunt aspecte pe care luna plină le formează, aspecte bune, dar totuși este o lună provocatoare, adică deși sunt aspecte bunicele, mai puțin opoziția aia, dar din punctul meu de vedere v-am spus, eu consider că sunt într-un dans și că învață și că se echilibrează și că abordează un pic diferit. Chiar putem să eliberăm, să ne regenerăm, să ne vindecăm. O lună plină vindecătoare, o lună plină care poate să ajute la eliberare, la iluminare, la schimbare. Informații foarte multe ies la suprafață, înțelegeți anumite probleme, de ce sunt și cum sunt și de ce se întâmplă lucrul acesta. Este cumva o lună plină între două semne cardinale care sunt foarte puternice. Racul care se ocupă de responsabilități legate de familie și Capricornul care se ocupă cu responsabilitățile legate de societate. Vă dați seama că aici este o presiune foarte mare și poate că ar fi indicat să priviți un pic mai intens lucrurile astea. Pot fi emoții de toate tipurile, unele mai dificile, altele mai puțin, dar partea bună e că luna plină vine și te ajută să ai combustibil pentru obiectivele tale, să manifesti, să eliberezi, să vindeci, să echilibrezi, să te transformi. Să te transformi în cea mai bună variantă a ta după ce eliberezi, desigur, acele lucruri care te îndepărtează. Munca în echipă poate să fie foarte bună, poate chiar să vă lăsați inspirați de ceilalți, încurajați și să vă spuneți ideile, să spuneți ceea ce gândiți. Desigur că soarele va fi într-un trigon cu Neptun. Soarele, formând și el această lună plină, dacă se formează din opoziția dintre soare și lună. Iar pur și simplu acest trigon care se formează între Neptun și Soare poate să vă activeze creativitatea și inspirația și ce poate să fie mai bine decât să fii creativ și să vizualizezi la o lună plină. Păi asta e ideea, manifestare. Încărcați-vă cristalele, puteți să vă faceți și acea apă de lună, să puneți apă într-un vas curat și să stea în razele lunii. Chiar o puteți să puneți din 13, de miercuri seara și să stea miercuri toată noaptea până și chiar puteți și pe data de 14, cei care veți asculta mai târziu, că soarele și luna rămân în opoziție. Pur și simplu rămân în opoziție vreo două zile. Desigur, acest aspect se formează pe la gradul 21, deci chiar după data de 12, ați putea, deci de marți, miercuri și joi, puteți să puneți acea apă. Da, miercuri seara este cel mai puternic, da? Dacă puneți miercuri seara și aveți oricum clipul destul de timpuriu, asta este foarte bine. Puneți apă, apa sau puteți folosi să o consumați, să faceți cu ea ceai, cafea sau la ritualuri sau să puneți la flori sau pur și simplu să stropiți prin casă. O puteți folosi la curățări, la energizare. Unii chiar știu persoane care își fac apa asta cu litri. Da? Deci își fac litri de apă. Și eu îmi fac. Recunosc că nu sute de litri, dar îmi pun și eu acolo 2 litri, tot timpul îmi fac și eu consum. Mă simt foarte bine. Chiar uneori când îmi fac cadă, îmi pun în cadă din acea apă de lună, despre care promit că o să vă fac, să vă dau niște informații un pic mai detaliate.
Această lună plină este puternică, formează aspecte importante, ne încurajează să fim sinceri cu noi, ne încurajează să comunicăm, să experimentăm, ne încurajează să manifestăm, să ne dăm seama ce vrem, cine suntem și să ne ducem către un obiectiv. Eliberați ura, stresul, furia, anxietatea, neliniștea, eliberați tot ceea ce simțiți voi că vă blochează pentru a avea o viață de familie așa cum vă doriți și pentru a urca pe cel mai înalt munte. Pentru că nu poți să urci nicăieri dacă nu ai rădăcinile foarte bine înfipte. Practic, așa vă imaginați, această axă este un copăcel, racul reprezintă rădăcinile copăcelului, iar coroana copacului este capricornul. Așadar, aveți nevoie de un pomișor care să fie foarte bine ancorat, să-și înțeleagă rădăcinile, să și le onoreze și, bineînțeles, să manifeste mai departe, să încerce să-și depășească nivelul, să încerce să-și depășească condiția. Așa cum știți, Capricornul este un semn care muncește din greu, dar care nu-și lasă niciodată familia, adică niciodată nu uită de familie, niciodată nu uită de unde a plecat, niciodată nu-și lasă în spate familia. Puteți să aveți tot ceea ce vă doriți, iar energia Capricornului poate să vă ducă către recunoaștere, către a avea stabilitate în societate, a urca treptele societății și asta puteți să faceți. Însă nu uitați de rădăcinile voastre, hrăniți-vă rădăcinile pentru a ajunge acolo unde vă doriți. Este un val de energie extraordinar, este un val de energie care vă ajută să navigați spre cele mai înalte culmi. Transformați această energie într-un magnet care să vă ajute să ajungeți acolo unde voi vă doriți. Să treceți testele timpului, să treceți toate testele, pentru că Capricornul este guvernat de Saturn, iar Saturn reprezintă timpul și aveți nevoie să vă împrieteniți cu timpul, aveți nevoie să vă țineți promisiunile pe care vi le-ați făcut și aveți nevoie să învățați să folosiți toate aceste energii pentru vindecarea voastră, să conștientizați la ce trebuie să renunțați, care sunt oportunitățile pe care le aveți și ce puteți să faceți mai bine. Racul are nevoie de siguranță și stabilitate și să-și elibereze sentimentele, iar această lună plină este potrivită pentru a elibera sentimentele negative, pentru a vă înțelege scopul și a ajunge acolo unde voi vă doriți să ajungeți. Este foarte, foarte important. Ok, haideți să vedem un ritual drăgălaș pentru voi, un ritual foarte simplu. Aveți nevoie de câteva lumânări, de data aceasta 6 lumânări verzi. Dacă nu aveți 6 lumânări verzi, nu este nicio problemă, puteți să folosiți un card sau ceva care are culoarea verde, dar puteți să faceți rost de lumânări verzi. Dacă găsiți pe la Mega, eu mai cumpăram de la Mega sau vedeți pe unde mai găsiți aceste lumânări verzi. Și v-am spus, dacă nu avem verde, chiar putem să folosim o frunză, da? Adică suntem cât mai creativi. Nu găsim verde, nu avem nicio hârtie verde prin casă, minunat! Luăm niște flori și luăm o frunză verde, punem deasupra unei frunze o lumânare și aia este, 6 lumânări. Avem nevoie de 6 lumânări, avem nevoie de o coală de hârtie, avem nevoie de un pix, avem nevoie de puțină creativitate și chef de a găti, pentru că este un ritual cuprins așa din vreo două puncte. Primul din două părți. Prima parte ar fi aceea ca voi să vă onorați un pic strămoșii și poate să faceți, nu știu, un chec. Bine, acum căldurile astea nu știu cât și gătesc toată ziua, dar puteți să faceți niște clătite sau puteți să faceți un chec sau puteți să, nu știu, să împărțiți ceva de mâncare. Eu v-aș recomanda ca astăzi, să data de 13, chiar și 14, să gătiți ceva cu mânuțele voastre și să puneți acolo în acel ce gătiți voi, un colăcel, o pâinică, un chec, un ce vreți voi. Următoarele, vă dau niște exemple. Puneți așa, când amestecați voi acolo chifteluța, poate să fie și săraș și dulce și orice vreți voi, nu contează.
toată lumea gătește. Până la urmă, cel mai... să zicem că nu găsiți nimic de făcut, cumpărați și voi două fructe și le donați pe alea. Da, ceva trebuie să gătiți, că trebuie să gătim cu toții, măcar că facem o salată și tot avem acolo ceva de mâncare. Ok, în preparatul pe care voi îl faceți, deci avem de făcut un preparat, ceva de mâncare. Dacă îl cumpărați, pur și simplu vă conectați așa ușor la el și spuneți iertare, bucurie, iubire. Pur și simplu să puneți acolo în acea mâncare sentimente sau emoții sau gânduri pe care voi le aveți către strămoșii voștri. Mulțumire, recunoștință, pentru că voi sunteți cumva aici și datorită lor. Și este foarte important la această lună plină să nu uităm să ne onorăm strămoșii. Și când mestești tu acolo la chec, poți să spui iubire, mulțumire, recunoștință, mulțumesc tuturor strămoșilor mei, strămoșelor mele, pun aici iubire, iertare, lumină, magie, bucurie, entuziasm, optimism. Deci pur și simplu foarte multe gânduri de genul acesta. Ați făcut mâncărica, un pachetel acolo frumos, dai la o vecină sau la un trecător, nici nu contează. E foarte drăguț să faceți asta cât mai des și puteți să spuneți. Bine, poate că o să considere că îi împărțiți ceva, este fix adevărat, dar voi pur și simplu în mintea voastră să spuneți consacru strămoșilor mei. Uitați, Gigel, Geluța, ia acest pachet, bucură-te de acest pepene, banană sau chec sau nu știu ce, vreau să împart. Și în minte puteți să spuneți consacru strămoșilor mei. A doua parte a ritualului este aceea în care spunem acolo că avem 6 lumânări, verde dacă se poate, culoarea verde, foaie de hârtie și pix. Foarte important. Puteți să adăugați acele lumânări, le puneți în cerc, chiar puteți să faceți și un desen, o stea, ce vreți voi, dar o stea cu 6 colțuri, pur și simplu puneți acele lumânări în cerc să formeze un cerc. După ce, deci am pe o foaie, am desenat acest, am pus lumânările într-un cerc, le-am aprins și pur și simplu aprind pentru ce vreți voi, lumină, bani, bogăție, scopuri de la locul de muncă, să deschid, să mă duc către o direcție nouă profesională, să am creativitate, să am puterea de a inova, de a schimba, de a mă transforma. În special puteți să le puneți mai mult pe zona profesională. Da? Deci ne concentrăm un pic pe partea asta profesională. Ne punem acolo, e ca un fel de ritual de prosperitate. Da? Verde este și culoarea banilor. Nu e vorba că e culoarea banilor. Dar este, verde este în asociere cu Venus, care Venus guvernează și banii. Și desigur că vom adăuga lumânări verzi și în mijloc, dacă aveți un cristal, un malachit sau orice cristal verde, puteți să puneți în mijloc un cristal verde care să fie un cristal pentru abundență. Dacă nu aveți un cristal verde, puteți să puneți orice pietricică sau un ban de 50 de bani, 5, să fie cu 5. Pentru că 5-ul înseamnă schimbări, da? 5, cifra 5 reprezintă schimbări în astrologie. Iar voi vreți să faceți schimbări în viața voastră pe zona financiară, nu vreți să mai rămâneți cum erați până acum, adică într-un blocaj sau un ceva. Foaie de hârtie, 6 lumânări, dacă se poate verde, dacă nu puneți frunzuliță sub și asta e foarte bine, să aducem și natura. Și un cristal verde. Dacă nu avem niciun cristal verde, malachit spre exemplu, nicio grijă, putem să punem un ban de... Să zicem că mulți o să aveți problema, vai, dar noi nu avem cristal. Nicio grijă, poți să pui un ban de 50 de bani sau un ban de 5 bani. Să fie cu 5, dar să fie ban, să fie rotund. Și îl pui acolo în mijlocul lumânărelelor și le lasă să ardă până la final. Pe o altă foaie puteți să scrieți ce vă doriți voi, care este scopul vostru și cum vreți voi să vă transformați din punct de vedere profesional. Ce aveți voi nevoie de la familia voastră și să vizualizați că primiți de la familia voastră putere, încredere, ce mai aveți voi nevoie să vi se spună că da, poți, e cel mai tare, e cel mai bun, e cel mai nu știu cum.
Puteți să spuneți, prima oară vă spune scopul, vă spuneți intenția. Bine, aici nu e vorba de a ne lansa în univers intenții. Practic, voi doriți să manifestați cu această energie, să o folosiți, că voi primiți combustibil. Da, luna plină este un combustibil ca voi să vă îndepliniți aceste obiective. Și spui, vreau să mă transform, să cresc, să evoluez, mă văd, sunt șef, sunt director, am business-ul meu, mă duc pe o altă cale, mă duc pe o altă direcție, mă duc pe unde vreau să mă mai duc. Pur și simplu, voi folosiți această energie pentru a vă bifa obiectivul, pentru a ajunge în mijlocul unui, în vârful unui munte. Da? Deci pentru a ajunge în vârful unui munte. Și desigur puteți să vă scrieți și ce nevoi ați avea de la, sau mă rog, nevoi. Cum v-ar plăcea vouă poate să vă susțină familia și să vă gândiți că ei deja fac lucrul ăsta. Familia mă susține cu încredere, bani, uneori iubire și asum alte responsabilități pe care eu le am, ca eu să pot să învăț mai mult. Nu mai au copilul de la grădiniță, se duce partenerul, ca eu să pot să învăț să câștigăm mai bine, să facem nu știu ce business sau în sfârșit. Și această hârtie pur și simplu o citiți cu voce tare. La final citiți Psalmul 50 de 7 ori. Da? Citim Psalmul 50 de 7 ori. Îl găsiți pe internet, chiar pe ortodoxia.ro. Și pur și simplu hârtia aceasta, după ce ați scris voi unde vreți să ajungeți și cum sunteți voi susținuți toată lumea, vizualizați vârful ăla de munte unde ați ajuns. Asta după ce veți spune Psalmul 50. Hârtia o ardeți. De data aceasta, hârtia o arde. De asemenea, pe o altă hârtie puteți să scrieți și ceea ce vreți voi să eliminați. Lucruri care stau la poalele muntelui și vă țin la poalele muntelui. Dar voi deja știți care e obiectivul vostru, vârful muntelui. Și scrieți acolo, eu Geluța. Geluțu, Martinel. Eu, Martinel, mă eliberez de furie, frică, anxietate, teamă de eșec, tot ce credeți voi că vă îndepărtează, să ajungi să folosiți această energie spre binele vostru cel mai înalt și către evoluție. Ambele hârtii le ardem. Dar nu uitați să vizualizați și a scris pe prima hârtie în care ați spus voi acolo unde vreți să ajungeți și cum sunteți susținuți de familie și să simțiți în tot corpul vostru acea susținere și că voi deja sunteți acolo pe vârf de munte, adică vizualizați exact ce vreți voi să fiți după ce ați citit și după ce ați spus și psalmii. Să vă fie de folos și puteți să-mi spuneți cum ați simțit acest ritual și ce mai faceți, cum mai sunteți. Aștept cu mare drag comentariile și mesajele voastre și desigur vă aștept și la sesiuni personalizate și desigur vă aștept cu surprize foarte, foarte frumoase legate de tot ceea ce, de toată munca mea, cumva că o încununare a muncii mele de peste 6-7 ani ca astrolog, dar și de 4 ani de YouTube, adică 4 ani de muncă multă, cu drag și cu plăcere. Consider că e momentul să facem așa un pic lucrurile și la un alt nivel. Desigur că vom continua cu aceste ritualuri care știu sigur că vă ajută pe mulți dintre voi. Dar e momentul să fac acest anunț că mergem un pic mai departe, să trecem la următorul nivel. Am învățat suficient la nivelul ăsta, proiecte noi, să mergem împreună la următorul nivel. Să vă fie de folos și luna plină să fie magică și revelatoare.